Sala sportivă are o suprafață de peste 1200 metri pătrați și 200 de locuri pentru spectatori și reprezintă unul dintre cele mai importante obiecte sportive pe teritoriul comunei Zrenin. Panglica a fost tăiată de directorul școlii, Marinel Bugar. Iată că a ajuns momentul și s-a terminat astăzi, după cum ați văzut, a fost și deschiderea, care probabil că în cursul acestei săptămâni vom căpăta toate actele care necesare pentru a putea realiza orele de educație fizică și nu numai. Acum ne rămâne să vedem și cu cluburile sportive din sat și din împrejurime care vor să își ia activitatea sau să își rea chiar alții activitatea în această sală. În această sală se vor antrena mai multe echipe sportive care vor fi acazate la Castelul Dinecica. Deci acum putem să ne desfășurăm activitățile noastre fizice, școlare, în mod în care trebuie să le desfășurăm și deci asta e un lucru foarte bun pentru copiii noștri, tot așa și pentru noi ca profesori, dar și pentru satul nostru. Cu mai multe detalii vom reveni duminică la Magazin TV.